Ne frică de nimic, cântăm cu toți în cor, îi așteptăm să vină. O arenă plină pentru meciul lor. Este o coreografie din partea dinamovișilor, haideți să o vedem. Deja am început să dau câteva petarde. O să fie șoc. Se pregătește o coreografie și în peluza celor de la Steaua. Aici, între cele două tabere, se vor da multe petarde. Mi-a plăcut mult cum a venit mingea, ați văzut, trimisă la centru terenului și ia, priviți-o. Priviți, asta a fost adusă mingea. pe final de prima repriză. A început acum a doua repriză, haideți să vedem dacă avem parte de goluri sau nu. Câte torțe! Probabil se va opri meciul, nu știu dacă se va mai vedea. S-a oprit! Oi, 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 oi! A început, cum spuneam, nebunia! Încă se aruncă cu torțe dintr-o parte într-alta. Au luat foc LED-urile. Sperăm că nimeni nu e rănit cu incidentele astea. Au dat foc la ceva pe râză. Ce să joci în condițiile astea? Deci nu vedem până la corner. Au trecut undeva la 10 minute, încă nu s-a dat startul meciului, să zicem așa. Dacă nu și era un corner pentru Dinamo, acolo a rămas, dar Dinamo de sunt departe, sunt în propria lor jumătate. Nu se vede atât de bine, de aceea încă se așteaptă. Și a fost câte torțe, câte torțe! 10.000 de suporteri la stadion. Desigur, nu ca seara, 42.000, dar totuși pentru meci de Liga 2, un meci care nu prea mai arată de mare miză, să zicem așa, pentru că Dinamo în proporție de peste 70% joacă barajul. Totuși, eu zic că e ceva, chiar e ceva. și banii, 2-0 pentru Dinamo și e gata, CSA-ul pierde, Dinamo câștigă, iar Galați întreabă. Ce victorie pentru Dinamo, 3-0 cu CSA Steaua, iar Galațul tremură. Într-adevăr e greu pentru Dinamo să prindă locul promovabil direct, dar va fi un baraj interesant după ultima prestație a Câinilor Roșii. A fost o nebunie totală, a fost frumos. Ne-am bucurat împreună aici de această victorie. Dinamo egalează Galațul, dar Galațul are un meci mai puțin. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați pe un de like. Hai să trecem de 2000 de like-uri la acest episod. Duminică mergem la Constanța, unde se poate juca cu titlul pe masă. Dacă Farul Constanța poate, avem parte de sărbătoare acolo. Dacă nu, se joacă până în ultima etapă, dar totuși e interesant ce se întâmplă și în Liga Secundă, să vedem cine promovează. Știi, clar, Iașul rămâne de jos, Galați sau Dinamo vor merge în Superliga. A fost break-ul. Data viitoare, toate cele bune. Pe curând!